Samara este un joc de groază de supraviețuire psihologică la persoana întâi. Jocul se desfășoară în timp ce Biță Nicu își propune să investigheze dispariția misterioasă a unchiului său, de care nu a mai auzit de peste un an. Habar n-are că această vizită aparent obișnuită îl va trimite într-o experiență terifiantă dincolo de cele mai sălbatice vise ale sale. La sosirea lui Biță Nicu la moșia retrasă a unchiului său, Biță Nicu este întâmpinat de o liniște tulburătoare care atârnă greu în aer. Împrejurimile cândva familiare se simt deodată claustrofobe, ca și cum ar fi monștri invizibili care pândesc chiar dincolo de umbre. Pe măsură ce explorează cu prudență holurile slab luminate și colțurile uitate ale casei, sentimentul de presimțire se intensifică cu fiecare pas. Coșmarul începe cu găsirea unei păpuși singuratice care pare inofensivă la prima vedere. Ochii sticloși ai păpușii par să-l urmărească pe Biță Nicu oriunde merge și ceva în ea pare în mod inerent greșit. Prezența sa trezește și un sentiment de groază inexplicabil. Pe măsură ce noaptea trece și tensiunea atinge apogeul, Biță Nicu se trezește inexorabil atras înapoi la păpușa ciudată, prezența ei o amintire constantă a forțelor răuvoitoare aflate în joc. Adevărata natură a păpușii este expusă într-o confruntare teribilă, culminală, care dezlănțuie o teroare dincolo de orice descriere. Biță Nicu trebuie să se confrunte cu cele mai adâncime ale propriei minți pentru a supraviețui nopții și a descoperi adevărul terifiant din spatele dispariției unchiului său. Nervii încordați și sănătatea mentală pe punctul de a se prăbuși. Cu toate acestea, privirea ciudată a păpușii rămâne, servind ca o amintire tulburătoare a ororilor care se află chiar sub suprafață. Chiar dacă lumina zilei se stinge și coșmarul se estompează, Samara începe cu Biță Nicu chiar acum prin puzzle-uri și revelații înfricoșătoare. El se confruntă cu întunericul din interior și descoperă adevărul înfiorător. Ce fac golanii, bă? Îi dăm bătaie la jocul ăsta nou? Nou pentru mine, nu știu, pentru voi. Opa, avem și pistola, auzi. Blana. Așa care mă urmărește, ca să înțeleg, da? Nici o proprie... Ei, mă! Bă, era unul pândit acolo, battle puterea căcatului. Ăla a fi unchiul meu, așa-i? Unchiule, unde ești? Ești bine? Dar ce m-au speriat ești pe asta? Mă, că nu stau mult cu lanciul. S-a și tirat. Păi și aici n-avem nimic, am cărți. Uși închise. Sparzărie.
Speleat. Cine-i în casă la unchiul meu? Ia ziceți voi. Baterie, da, nu trebuie. Aici s-a petrecut ceva, uite, scaunul pe jos, farfurie spartă. Trecut o mașină pe drum, așa-i? Aia e părerea mea. Stăm în pădure, în pula mea, ce drum. La unchiul mi-i plăcea să citească, frate, deci plin de cărți. M-a auzit un râsete de bebeluș. Păpușa aia se joacă cu mine, putu-i mare amăzi. Uite-o, tenarii, ce cauți aici, bă? Uite, drag să tune în tine. Trebuie ok, de unde e pula mea ok? Du-te, dracu, să tune în tine de păpuși. Ușa proastă ce ești, du-te, dracu. M-ai speriat, ești proastă, ce cauți aici? Nu, că pică toate scaunele, până ce se întâmplă aici? Unchiule! Unde ești? Nu-mi place ce văd aici. Uite, s-a deschis o ușă. De ce m-am blocat? Nu mai pot să merg. S-a teleportat în pula mea la postcaunul ăsta. Asta fie unchiul meu, mă. Așa-i? Aha, mulțam. Păi dăm drumul să merg, mă, prostule.
Na, pe cum să nu te sperii, mă, frate, ești prost? What the fuck? Păpușă? Mă, ce-am jucat un joc cu păpuși? Nu scap de voi nici aici, așa e? Asta se pare. Ai deschis ușa? Oh, 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 oh. Hai să termin țigarea, că e tensionată situația. E nașpa rău, fraților, ce se petrece aici. Am mai luat o cheie, de unde e pula mea fi cheia? Jos. Unde am ușa? Aici. Aici am o ușă. Dar nu-i de aici cheia, fraților. Trebuie un cod aici, aveam un 01 și... Citite ceva aici. 1501, să încercăm, dacă nu, 0115. Thank you.
11 0 1. Și nu așa am pus prima oară, mă. Ușa secretă, fraților. Beciu că și pula. Wow, 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 putu-și gura, mătii, ce m-a speriat, bă. Te-n pula mea. N-ai cum așa ceva, ești prost la cap. Cineva respiră aici, mă. Uite, bă, mingea aia care tot putea, tot. Cineva respiră în pula mea, mă. Păi n-am o casetă, îmi trebuie casetă, cred că nu știu. Bine, fraților, și mă plimb aici în beci de ceaba. Era mai fain în casă. Zic eu. Opa, și-o atins din mânări de pătrățe. Să uit la cap. E bine. Ce mi-ai dat-o, boss? Dă-te, dracu! Unde-ai fugit?
Păi și... Alo, gara, nu mai văd nimic. Sperie, mă, frate. Nu, trei jucării care a notat cu mâna încolo. Și eu ce pula mea să văd aici, așa, 6 bănuți. Ok, mulțumesc. Le notez la creier așa, poate mă ajută cu ceva, nu? Seara, ce faci? Unde ți-i capul? Alo? Mă auzi? Interesat? Aha. Se pare că l-am supărat pe spiritul ăsta. Îmi sparge lemnele, face loc să intre. Bravo, tată, mai dai o dată. Scaune, eu nu-l pașnic, nu-mi dai în cap. Cam atât, ok. Și acum vine dracu. Și de unde e pula mea cheia asta? Cartonașul la roșu duce la 4. Aia înseamnă cam un 0,6, adică un 6 și un 4. Ce pula mea respiră așa tare creierii? Nu, uite cum mi se deschid ușile cu aia. Dacă mă bag, mă închide înăuntru, să moară mă, să 18 sau 81. Oh! Păi ok, hai că e 6, 4, 8. Pentru ce pula mea ne folosim? Ne folosește nouă, mai... O, du-te, dracu, o! Ce-o cameră! Și mă băga la dracu, praznicul, a? Deschidem... A, cred că-mi dă... Cred că-mi dă un labirint în pula mea din ăla. Nu. De unde e pula mea picată? Ce? Hai să număr și eu astea. 4. Cinci. Poate mă știu la ceva. Thank you.
avea 6 bănuți, cartonașul roșu la 4 și mi-a dat hârtia cu copii și... Mai tot. De unde sunt fratele meu? Fugi, mă, mortule, du-te, dracu, ăla vine după mine. Unchiule! Bă, unchiule, gânduri pașnice, unde morții tăi te-ai întors? Bă, unchiule, sunt aici. Alo? Bă, atât ești de prost că dai capul în pereți. Unchiule! Bă, nu mă vezi, ești prost? După mine, bă, mortule. Bă, ce prost. Ia, bă. Unchiule. Hai după mine, hai. Hai, mă, mortule, pe cum mă duc acolo dacă tu nu vii după mine? Du-te, dracu, de fricos. Ba, pula mă, da. Nu tu ești, tu merge pe pereți. Da, ce-n gâtul, mă, tine. E, aici știi să vii. A? 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 Că-mi pute unda, că boboară, aaa! Putu-ți morții, mă, de acolo, închis drumul, nu știu, sigur, vină-mi coa, mă! Hai după mine, mă, bulangiule, dacă ești mecher. A, bă! Hai încoa! Hai, 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 așa, așa. Hai, tata, hai. Hai, tata, hai. Că nu mai văd unde am mis. Hai încoa! Teleportașul. Lasă-mă în pula mea să navighez aici, că pare a fi închis tot, am viață. Am o cheie. Trebuie să am grijă de tine, în pula mea, deschid ușa asta. Dă-te morții mei. Mamă, dar până deschizi tu ușa. Treaba-i nașpa, frate, păi. Dacă îmi dai atâtea baterii și atâtea drumuri pe aici, înseamnă că situația-i nașpa. Degeaba că-i închis. Mi-l o crezut în pula mea că mă sperie unghi. Vine, bă, n-are curaj să vină, pe-mi bag pula-n el joc. Ești un fricos, unde te-ai dus? Ești închis. Pe acolo trebuie să mă duc eu, fraiere, de unde vii tu? Asta merge, aleargă, fă, prosto. Nu-mi trebuie viață. Uite aici ușa. Trebuie un fuse aici.
pula mea a fost asta? Bă, mai degrabă mă sperie sunetele, bă, să-mi bag pula decât jocul în sine. Uite-l pe fraier, uite! Chucky! Ce frumos a fost! Ia, uitați-o după mine! Asta vă spiră! Ce păpușii sunt ăștia în pula mea, pe 2 metri aproape? Ați crescut, a? Arată-i spirul de păpuși, uite că trec până tine, bă! Dar mai fain era sus în casă, dracu, m-ai băgat în beciul ăsta să-mi fac pula. Cine pula mea să-mi scurte? Fugi. No, hai după mine cu aia, hai. Hai, pula mea, hai aici, hai. Așa, tati, așa trebuia de la început să vii după mine, hai. Hai că facem mă duc unde trebuie, dar vină tu în coapă prima oară. Hai. Și acum fug pe lângă el pe aici, să moară măta. Sunt sigur am ceva de făcut acolo în zona aia unde a venit el, știi? Atunci mai bine la trag eu în coapă ca să pot să mă plimb pe aici. Uite-ai dracu să tune în tine de păpușa. Uite fuse-ul, bă, am luat fuse-ul. Și ce mai am pe aici? Baterii? Trebuie că vine fraierul ăla, înapoi am. Bă, hai în parte, trebuie să duc fuse-ul acolo, haide, hai. Dacă trec pe lângă tine, dar dă-mi o bucată, asta este, nu-i problemă cu în viață. Să nu mai se numește joc horror, se numește joc de acțiune, pula, că horror este sperii mai mult, nu să alergi de proști. Și? Avem o cheie acum. Hai din pula mea! Hai că m-ai plictisit deja, să mă arămăt. Uite, cum mi-a dat una acum? Că tu-s morții tăi, trebuie să-mi pun viață. Hai că am luat în pula mea. Ok, am luat viața de aici, să-mi iau bateriile astea. Păi și nu se deschide ușa, frate. Ăla.
20 de viață, dacă pot să te las. Păi și pot să iau pe sus, pe acolo, pot să iau pe jos, ce până mă pot pe jos. Trag în patru lampe de acolo. Păi trag de unde am gloanțe. Uite aici. Unu, doi, cinci, șapte. Bune.